Bună ziua, bine v-am găsit, suntem pe data de 5 mai și aici am o linie cu regine negră care sunt ca carnice sau caucaziene. Pentru a le deosebi trebuie făcut o analiză, dar le las așa, nu sunt așa curios de ele. Dar să văd ce s-a întâmplat, câtă culegătoare și-a adus, dacă cumva culegătoarea s-a împărțit destul de bine și cât de mare s-au făcut. Fiindcă eu am făcut niște organizări data trecută și nu arată rău deloc. El a plecat de la 6 rame avea. Ultima dată când l-am adus, era pe 6 rame și acum văd că sunt așa de mari, au crescut așa de mari, încât chiar pot fi făcuți roi din ei, se va putea lua roi, scuzați, n-am vrut așa de ranj. Bine, când o bușești un pic așa, stupul, ea reacționează la unison. Și acum să văd dacă pot să vin și la el cu o foaie. I-am lăsat diafragmă, în caz că nu se împărțea destul de bine cu legătoarea după ce am mutat-o. Iar dacă nu are hrană, fiindcă e posibil și acest lucru, o să-i aduc ramă cu mâncare, dacă e nevoie. Dar deocamdată să văd ce s-a întâmplat cu ea și câte rame a primit, vreo 4. Fiind o mață neagră, care promite, să-i zic așa. I-a plecat un pic din culegătoare, a mai eclozat ea, dar totuși nu are acea anvergură. Arată bine, a adus și el un pic de nectar aici, are mâncare. Deci n-a suferit deloc, văd că o parte din culegătoare a venit unde trebuie. Văd dacă și matca a venit încoace. Da, acum a depus ouă. Da, acum a venit mătcuța în partea asta. Deci are un pic de ceară din asta, să zic așa, clandestină, de trântoră. Dau cu un pic de fum ca să pot să o iau. Fiecare bucată de ceară e bună. Adun grămadă și o duc în lada respectivă, în găleata respectivă. Bine, în partea asta cuibul arată bine. Mă mai uit un pic la puiet să văd dacă a avut de suferit. O, aici e larvar. Foarte, foarte fain s-a dezvoltat. Iată, acestea sunt coloniile acelea mici, care le-ați văzut la începutul lunii, de le-am dat eu miere. La aceste colonii. Acum au ajuns și ele în stadiul acesta să arate ca o familie de albine.
Aici nu o să-i aduc încă foaie, cu toate că aș putea, dar nu-i aduc. O să se umple cuibul bine, bine cu albină și îl las în pace, așa, în ritmul lui. Și aceasta este o ramă dată în momentul în care a fost mutat. Matca a depus și pe aceasta o pină. Deci nu excelează cu mâncarea. Eu mă așteptam la acest lucru. Și ce voi face? Am aici două rame. Asta este goală. Îl pun în laterale. Strâng bine cuibul și până când voi avea boci, în funcție de câte boci voi avea, fiindcă am dat un număr destul de mare de larve la crescut azi, am dat 40, dacă jumătate sunt luate în creștere, va fi suficient. Urmând ca următoarea tură de larve, până acum am dat tot B24, după aia voi trece la alt tip de larve, alt tip de albină. Să vă arăt acum, știu că nu are foarte multă mâncare. Și aici am o ramă, care acum o să eu descăpăcesc. Este miere veche, deci dacă unele colonii aduc miere, acesta nu poate să aducă din cauza că a fost mutat și a cam rămas fără culegătoare. Dar unde a dispărut culegătoarea, ne vom uita în continuare, să vedeți că e la stupul vecin. Teoretic ar trebui să fie mult mai bine la stupul vecin. Am adus rola ca să descăpăcesc această ramă cu mâncare. Ea o să-și organizeze cum dorești. Dacă nu aveam această ramă cu mâncare, îi aduceam de la stupul vecin, care bănuiesc eu că ară. Așa, trebuie bine dată cu rola, aici mai are și polen. Bun, îi dăm această ramă cu mâncare. Nu e bine. Acum e bine. Super! Deci o colonie care a fost scoasă din buzunarul stupului ursu. Când mai vin la ele, o să vin cu formic de 40%. Așa.
cu formicul de 40% și două foi. Asta în caz că nu voi forma vreun roi din el. Ca să-i punem capacul și trec la următorul, care bănuiesc eu că totuși a preluat mai multă culegătoare. Fiindcă a fost fratele lui, cum ar veni, sau sora lui, iată aici. Deci ăsta de aici a preluat o parte din culegătoare. Nu știu cât de mare e. El a fost mai micuț așa, nu i-am dat spațiu, nici nu știu cum arată. Deci ăla care a stat în buzunar aici a fost mai mare ca ăsta care stătea în dreapta lui. Da. El a venit după diafragmă, a construit, a lucrat, e normal, fiindcă a primit culegătoarea de la vecinul. Acum aici necesită o muncă de urgență, așa. El a umplut cu miere până a treia ramă, simt la mână, dau fumul în partea opusă. Deci el a avut putere să aducă nectar, ălălalt mai puțin, așa. Nu mai e de ținut ăsta strâns, că intră în friguri. Ia să văd și aici, da, și aici. Nectar, nectar. Asta e și mai grea. Bun, să vedem cum arată cuibul. Eu sincer mă așteptam să fie un pic mai mare, dar dacă e doar atât, atât e. Așa. Aici această diafragmă o să eu îndepărtez, fiindcă nu e de ținut, e urâtă și a terminat, să zic așa, treaba. Mă interesează un pic care e situația, cât n-a crescut el foarte, foarte mare. Așteptam să fie mai mărit și el. Dar acum îmi dau seama că este o regină de miere după această ramă. Deci, mult nectar. Mult nectar, foarte mult. Așa, aici este o ramă care bănuiesc eu care larve pe ea. Doar ouă. Uitați ce slăbuță-i matca asta față de cealaltă. Foarte, foarte slăbuță, dar nici ei n-au fost mari. Dar nu e nicio problemă acum. E timpul să facem regine și cât mai multe
și cât mai bune posibil. Poate că arată bine puietul acesteia. Arată destul de bine. Așteptăm un pic la altceva, dar văzând, aici am o ramă defectă, nu mai umblu mai departe. El oricum este slăbuț, pentru ce mă gândeam eu că e. Vecinul arată cu totul și cu totul altfel. Bun, las așa. Îi mai adaug, nu știu cât să-i adaug. Dacă îi dau o ramă cu miere, nu fac mare lucru eu. Acum nu știu, foaie să-i adaug. Dar e cam slăbuț pentru foaie. Dar merge. Merge și o foaie. Ah, gata, am găsit. Asta e o ramă mai ușoară. Și eu adaug aici. Lângă ouă. Până acum în stupin am descoperit aproximativ 4 regine slabe, adică care n-au dat înainte. N-au dat înainte, stau pe loc. Singurul lucru care îl pot face eu cu el, elimin regina, împart cuibul în două și botcă. Îi dăm botcă pentru a îmbunătăți calitatea reginelor din stupină. Aceasta este una slăbuță. Așa. Cam atâta pe ziua de azi, consider că totul decurge bine. Câteva zile va fi pauză la albine în general, atâta că voi verifica mâine luarea în creștere a bocilor care le-am dat. Bun, atâta pe ziua de azi, mâine mai verific încă 2, tot din aceeași linie. Îi împart frumos așa câte 2-3 pe zi. Deci eu nu sunt mulțumit de reginele negre. Mă bătea capul într-un timp să fac ceva cu ele, dar deocamdată asta din dreapta mai, hai să zic că ar merge, dar cea din stânga chiar deloc nu merge. Da. Bun, cam atât, până data viitoare, numai bine!